Tradițiile sărbătorilor de iarnă sunt respectate în județul Argeș, iar Boboteaza, Vâscul, Busuiocul și obiceiul darurilor de Crăciun au câte o poveste aparte. La Biblioteca Municipală Ion Barbu veți găsi informații referitoare la toate tradițiile din perioada nașterii Domnului și până după Bobotează. Expoziția de carte, denumită Sărbătorile Talbe, va aduce în atenție volume specifice acestei perioade a anului. În cadrul Bibliotecii Ioan Barbu din Câmpul Lung, expoziția de publicații din această săptămână este dedicată sărbătorilor de iarnă. Expoziția cuprinde o prezentare a tradițiilor și a colindelor românești, atât din Câmpul Lung, dar și, din județul Argeș, dar și din județele Dobrogea, din Bistrița, din Drăgășani, din, și din alte zone ale țării, în special și din zona Transilvaniei. Sunt prezentate principalele tradiții de iarnă din perioada ajunului Crăciunului, de Crăciun și tradițiile de anul nou și apoi de Sfântul Ion. Expoziția va rămâne în atenția cititorilor până în data de 31 decembrie.